O primă prezență în cadrul emisiunii noastre, vorbesc o primă colaborare cu domnișoara Eliza Hechelciuc, cea care ne va descrie costumul ei frumos, de unde vine, cântecele. Bun venit! Bine v-am găsit! De unde vii? Care sunt preocupările tale? Vorbește-ne puțin despre zona pe care o reprezinți. Eu vin din comuna Cârlibaba. Este undeva la interferență între Maramureș și Ardeal. Este ultima comună din județ. Așa. Așa. Ce să vă mai zic? Îmi place să duc tradiția mai departe, lăsată de la bunicii mei. Bunicii tăi au cântat? Da, bunicul la vioară și bunica vocal mai de multe timpuri. Nu. Pe timpuri când se făceau nunți la sate, așa era atunci pe vremea aia. Câte cântece ai în repertoriu? Deocamdată 14 și lucrez la următoarele.